Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Deznodământ în istoria penibilă a unei momele electorale de 1 milion de euro care a fost folosită în mod repetat de primarii din Lugoș ca să atragă voturi. Este vorba despre foarte controversatul și oarecum infamul centrul SPA din oraș. Construcția a costat, cum spuneam, 1 milion de euro, a durat 4 ani la vremea respectivă. Centrul n-a funcționat niciodată, dar asta n-a împiedicat autoritățile locale ca periodic, în diverse campanii electorale, să mai facă așa câte o inaugurare. Pe modelul festivism grețos, cu pâine, cu sare, elevi în costume populare, popi aduși la sfințire, baloane și tromboane. Acum, în sfârșit, primăria a recunoscut realitatea, complexul nu poate fi pus în funcțiune și trebuie demolat. Noi ne-am ocupat de mai multe ori de această pseudo-investiție la această rubrică Republica Fantastică România. Iată ce scriam în 24 mai 2016, la prima inaugurare. Îți dai seama cum ești împins în zona pleonasmelor. La prima inaugurare. Ori inaugurarea nu poate fi decât o dată, nu e o inaugurare, aia s-a inaugurat, nu mai poate să fie prima, a doua. Dar în România... Avan-inaugurare. Avan-pre-inaugurare, exact. Da. Deci, mă autocitez. 2016, mai. Cam bancul cu piscina la Spitalul de Nebuni. În Lugoș a fost inaugurat un strand în care localnicii n-au voie să se scalde. După o cheltuială de 3,6 milioane de lei la vremea respectivă, ziceam, da, din banii cetățenilor și 3 ani de muncă susținută, primăria Lugoș a deschis printr-o ceremonie publică spa-ul din localitate, dar doar pentru privit, nu și pentru folosit. Ca într-o comedie bufă, la inaugurare s-a tăiat panglica tricoloră, iar un sobor de preoți a binecuvântat cu apă sfințită, apa stătută din piscină. Mamă, ce bun eram pe vremea aia. Lugojenii, veniți în număr mare să vadă realizarea, s-au plimbat cu grijă în jurul piscinei și în jurul căzilor jacuzzi, dar n-au intrat în apă. Practic, s-au plimbat ca Iisus pe apă, fără să se ude. Care e problema? Complexul nu are autorizație, deci nu poate primi clienți. Și nici n-a primit. 3 ani mai târziu, din nou, deci suntem în mai 2019 de data asta, pe 21 mai, din nou subiectul la Republica Fantastică România, de data asta, iată, am găsit și înregistrarea. Eu cred că în istoria ridicolului românesc, care se va scrie cu adevărat la un moment dat, deci în istoria ridicolului românesc, un loc de cinste va fi ocupat de mania asta inaugurărilor de nimicuri, de nimic, de către o liotă de politicieni care altfel nu fac nimic pentru contribuabilii care le plătesc salariile de 10 de ani. Astăzi, un caz cu totul remarcabil în marea colecție de inaugurări stupide, făcute pur și simplu în bătaie de joc. În județul Timiș există un obiectiv care a ajuns să fie inaugurat la fiecare rundă de alegeri fără să funcționeze. Deci el nu funcționează, dar la fiecare rundă de alegeri mai este inaugurat odată. Adică încă o dată în campania electorală se taie panglica, dar în fals. Cu obiectivul nu se și deschide, înțelegeți? Pe principiu, haideți să mai încercăm o dată. Da, e vorba despre un strand care are mai multe bazine acolo, pare să fie, cel puțin din descrierea proiectului, o chestie frumoasă. Strandul municipal din Dolj. Strandul municipal din Lugoj. Primăria Lugoj a anunțat că noul strand municipal, citez, este pregătit pentru funcționare. Astfel, strandul municipal este, citez, complet renovat și utilat, astfel că începând de joi 23 mai și până duminică 26 mai, chiar în ziua alegerilor pentru Parlamentul European, strandul din Lugoj poate fi vizitat de cetățeni. S-au făcut muzeu. Păi, sincer, nu poți inventa așa ceva. Deci strandul este pregătit și putem să ne uităm la el. Înțelegeți? Mai întâi să ne obișnuim cu ideea și poate, dacă sunteți cu minți, vă lăsăm să faceți și baie dacă găsim de undeva unde să punem apă înăuntru și așa mai departe. Deci, băi, nu fost doar vizitat. Și numai de alegeri poate fi vizitat. În urmă, cu 3 ani, cu câteva zile înainte de alegerile locale din 2016, municipalitatea lugojeană inaugurase cu fast, ghișce, noul bazin acoperit, care însă nu a fost deschis pentru public nici până astăzi. Da, să venim la zi, deci după mai multe inaugurări, cum spuneam, centrul n-a putut fi pus în funcțiune, administrația locală a fost nevoită să admită în sfârșit realitatea. Situația este dezastruoasă, a spus primarul din Lugoj acum, citat de Gândul, citez, zidurile clădirii sunt niște panouri de câțiva centimetri, ori în condițiile actuale avea costuri imense să încălzești o astfel de clădire, instalația de încălzire este cu cabluri electrice în pardoseală,
Ar trebui să spargem tot, să înlocuim cu conducte de apă. Gresia care s-a pus în interior e sticlă, aluneși pe ea și fără să fie umedă. Nici un DSP nu va da vreodată autorizație de funcționare pentru așa ceva, a spus primarul Claudiu Buciu. Și cu asta sper, dar nu sunt sigur că este ultima dată când vorbim. Că sunt următoarele alegeri de orice. 2024. Ar trebui să-l țină destul de mult, da. Da, da. Nimic important, prieteni, doar alți 10 ani sau mai mulți trăiți în Republica Fantastică România. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.